Băiatul se numea Santiago. Avea o haină, o carte pe care o putea schimba pentru alta și o turmă de oi. Totuși, cel mai important era că în fiecare zi își împlinea marele vis al vieții lui: să călătorească. De câte ori putea, o lua pe alt drum. Lumea era mare și nesfârșită, și dacă s-ar fi lăsat numai un pic condus de oi, ar fi descoperit și mai multe lucruri interesante. Problema este că ele nu știu că fac drumuri noi în fiecare zi. Poate că așa este cu noi toți, își zise ciobănașul. Chiar și cu mine, care nu mă mai gândesc la altă femeie de când am văzut-o pe fata negustorului. Privi cerul și socoti că pe la prânz ar ajunge la Tarifa. Acolo putea să schimbe cartea pentru una mai groasă, să-și umple carafa cu vin, să se radă și să se tundă. Trebuia să se pregătească să o întâlnească pe fată și nici nu voia să se gândească la posibilitatea ca alt cioban să fie ajuns înaintea lui cu mai multe oi și să-i ceară mâna. Tocmai posibilitatea să-ți împlinești un vis face viața interesantă, reflectă el în timp ce iarăși privea cerul și grăbea pasul. Își adusese aminte că la Tarifa stătea o bătrână care știa să interpreteze visele, iar el avusese de două ori același vis în acea noapte. Ai venit pentru vise, spuse bătrâna. Visele sunt limbajul Domnului și când el vorbește pe limbajul lumii, pot să-l interpretez și eu. Dar dacă el vorbește limba sufletului matale, numai tălică poți să o înțelegi. Da, eu îți iau oricum banii. Am avut de două ori la rând același vis, începu el. Se făcea că eram pe o pășune cu oile când a apărut un copil care a început să se joace cu animalele. Mie nu-mi place să se bage cineva pe oile mele, se sperie de străini, dar copiii totdeauna reușesc să se apropie de animale fără să le sperie. Nu știu de ce, nu știu cum de cunosc animalele vârsta oamenilor. Copilul s-a mai jucat cu oile încă o vreme, continuă băiatul ușor intimidat. Și deodată m-a luat de mână și m-a dus la piramidele din Egipt. Atunci, la piramidele din Egipt, copilul mi-a spus: dacă ai să vii până aici, ai să găsești o comoară ascunsă. Dar când să-mi arate locul exact, m-am trezit. Bătrâna a rămas tăcută. Într-un târziu, luă iarăși mâinile flăcăului și le cerceta atent. Nu-ți iau niciun ban acum, zise ea, dar vreau a 10-a parte din comoară dacă o găsești. Flăcăul râse. De fericire. Va să zică, baba strângea ban pe ban din puținul care-i pica și asta datorită unui vis care vorbea de comori ascunse. Bătrâna trebuie că era țigancă jet-beget, că țiganii sunt proști. Atunci spune ce înseamnă visul, îi ceru băiatul. Jură mai întâi, jură că o să-mi dai o zecime din comora ta în schimbul vorbelor mele. Băiatul jură. Baba îi ceru să repete jurământul cu ochii la icoana Sfintei Inimi a lui Iisus Hristos. E un vis în limbajul lumii, spuse ea. Știu să-l interpretez, dar e o tălmăcire foarte grea. De asta cred că merit o parte din ce găsești. Iar înțelesul e ăsta. Trebuie să mergi până la piramidele din Egipt. N-am auzit niciodată de ele, dar dacă ți le-a arătat un copil, înseamnă că există. Acolo, matale, ai să găsești o comoară care te va face bogat. Flăcăul plecă dezamăgit și hotărât să nu mai creadă niciodată în vise. Începu să citească din cartea pe care i-o dăduse un preot din Tarifa,
când reuși să se concentreze puțin asupra lecturii, un bătrân se așeză lângă el și începu să-i vorbească. Îl întrebă ce carte citește. Băiatul se gândi să fie aspru și să se mute pe altă bancă, dar taică-său îl învățase să fie respectuos cu bătrânii. Așa că îi întinse bătrânului cartea din două motive. Primul, pentru că nu știa să citească titlul, iar al doilea, pentru că dacă nici bătrânul nu știa, s-ar fi mutat singur pe altă bancă să nu se simtă umilit. Zise bătrânul sucind cartea pe toate părțile, ca și cum ar fi fost cine știe ce ciudățenie. E o carte importantă, dar e foarte plicticoasă. E o carte care vorbește despre ce vorbesc cam toate cărțile, continuă bătrânul. Despre neputința oamenilor de a-și alege propriul destin și se termină făcând în așa fel încât toată lumea să creadă cea mai gogonată minciună din lume. Și care e cea mai mare minciună din lume? Întrebă mirat băiatul. Păi asta. Într-o anume clipă din existență, pierdem controlul asupra vieții noastre, care începe să fie guvernată de soartă. Asta e cea mai gogonată minciună din lume. Cu mine nu s-a întâmplat așa, spuse flăcăul. Au vrut ca eu să fiu preot, dar eu m-am hotărât să mă fac cioban. E mai bine așa, zise bătrânul, pentru că îți place să călătorești. De unde sunteți? Din mai multe locuri. Nimeni nu poate fi din mai multe locuri, ripostă flăcăul. Eu sunt păstor și umblu prin multe părți, dar sunt dintr-un singur loc, dintr-un oraș aproape de o cetate veche. Acolo m-am născut. Atunci să spunem că m-am născut la Salem. Și cum mai e la Salem? Întrebă flăcăul, căutând un punct de orientare. Cum a fost întotdeauna? Și ce faceți la Salem? Insistă el. Ce fac eu la Salem? Pentru prima oară bătrânul râse cu poftă. Păi, eu sunt regele Salemului. Numele meu este Melchisedec, spuse bătrânul. Câte oi ai? Destule, răspunse flăcăul. Atunci avem în față o dilemă. Nu te pot ajuta dacă chiar crezi că ai oi destule. Flăcăul se enervă, doar nu cere ajutor. Bătrânul îi ceruse și vin, și conversație, și cartea. Dă-mi cartea înapoi, zise. Trebuie să-mi caut oile și să plec. Dă-mi o zecime din oile tale, spuse bătrânul. Iar eu te învăț cum să ajungi la comoara ascunsă. Dar cum se face că un rege stă de vorbă cu un păstor? Întrebă flăcăul rușinat și peste măsură de uimit. Sunt mai multe motive, dar hai să zicem că cel mai important e că tu ești în stare să-ți împlinești legenda personală. Băiatul nu știa ce este aceea legendă personală. Este ceea ce tu ai vrut dintotdeauna. Toți oamenii la adolescență știu care este legenda lor personală. În acest moment al vieții, totul este limpede, totul este posibil și oamenii nu se tem să viseze și să dorească tot ce le-ar plăcea să facă în viață. Cu toate acestea, pe măsură ce timpul trece, o forță misterioasă încearcă încet, încet să dovedească faptul că legenda personală este imposibil de realizat. Sufletul lumii se hrănește cu fericirea oamenilor sau cu nefericirea, cu invidia, cu gelozia lor. Împlinirea legendei personale este singura îndatorire a oamenilor. Totul este un singur lucru și când tu vrei ceva cu adevărat, tot universul conspiră la realizarea dorinței tale.
De ce vorbiți despre toate lucrurile astea cu mine? Pentru că tu încerci să străiești legenda personală, dar ești pe punctul de a te lăsa pe gubaș. Întotdeauna apareți în asemenea momente? Nu totdeauna sub forma asta, dar e drept că niciodată nu am lipsit. Uneori apar sub forma unei ieșiri din impas, a unei idei bune. Alteori, într-un moment de răscruce, fac în așa fel încât lucrurile să fie mai simple. Și așa mai departe. Majoritatea oamenilor nu bagă de seamă. Oamenii află foarte devreme care e rațiunea lor de a trăi, spuse bătrânul cu o undă de tristețe în priviri. Poate că din cauza asta renunță la tot atât de curând. Dar așa e lumea. Comorile sunt scoase de sub pământ de șuvoaiele de apă și sunt îngropate tot de șuvoaie, spuse bătrânul. Dacă vrei să afli ceva despre comoara ta, trebuie să-mi dai a 10-a parte din oile tale. Dar nu se poate să-ți dau o 10-ime din comoară? Bătrânul îl privi dezamăgit. Dacă îmi făgăduiești ce nu ai încă, o să-ți pierzi dorința de a obține acel lucru. Atunci băiatul îi spuse că făgăduise o 10-ime țigâncii. Țiganii sunt deștepți, oftă bătrânul. Oricum, e bine să înveți că totul în viață are un preț. Asta este ceea ce încearcă să ne învețe războinicii luminii. Bătrânul înapoie cartea băiatului. Mâine, tot la ora asta, îmi aduci o 10-ime din oi, iar eu te voi învăța cum să capeți comoara ascunsă. A doua zi, băiatul se întâlni cu bătrânul la amiază. Adusese cu el 6 oi. Unde e comoara? Întrebă. Comoara se află în Egipt, aproape de piramide. Flăcăul se sperie. Și bătrâna îi spusese același lucru, dar nu-i luase nimic. Ca să ajungi la ea, va trebui să urmezi semnele. Dumnezeu a scris în lume drumul pe care fiecare om trebuie să meargă. Trebuie numai să citești ce a scris el pentru tine. Pe urmă, omul își desfăcu haina care îi acoperea pieptul. Bătrânul avea un colan de aur masiv bătut cu pietre scumpe. Ia astea, zise bătrânul scoțând o piatră albă și una neagră, ce s-aflau prinse în mijlocul colanului de aur. Se numesc Urim și Turim. Cea neagră înseamnă da, iar cea albă înseamnă nu. Când nu reușești să deslușești semnele, te ajută ele. Pune-le totdeauna o întrebare la obiect, dar, în general, încearcă să iei singur hotărârile. Nu uita că totul este unul și același lucru. Nu uita de limbajul semnelor și, mai cu seamă, nu uita să mergi până la capătul legendei tale personale. Negustorul de cristaluri văzu zorile și fu cuprins de aceeași teamă care îl încerca în fiecare zi. Era de aproape 30 de ani în același loc, o prăvălie pe o culme abruptă de deal, unde rare ori venea câte un cumpărător. Toată dimineața a stat să privească puținii trecători de pe stradă. Mai lipsau doar câteva minute până la prânz, când un flăcău străin s-a oprit în fața vitrinei lui. Era îmbrăcat ca toți oamenii, dar ochiul experimentat al negustorului de cristaluri trase concluzia că nu avea bani. Pe ușă era un anunț care spunea că acolo se vorbesc mai multe limbi. Flăcăul văzu un bărbat apărând de după tejghea. Pot să vă șterg vasele astea dacă doriți, spuse băiatul. Așa cum sunt acum, nu o să le cumpere nimeni. Bărbatul îl privi și nu spuse nimic. Când a isprăvit de curățat totul, i-a cerut negustorului o farfurie de mâncare. Să mergem să mâncăm, a spus negustorul de cristaluri.
aș vrea să lucrezi în prăvălia mea. Azi au intrat 2 clienți cât ai șters vasele. Și ăsta-i semn bun. De aproape o lună lucra flăcăul pentru negustorul de cristaluri și nu prea era o treabă care să-l facă fericit. Dar nu pleca pentru că negustorul, chiar dacă era un bătrân cârcotaș, nu era necinstit. De ce voiai să vezi piramidele? Am auzit multe despre ele, zise băiatul, evitând să vorbească despre vis. Eu nu cunosc pe nimeni pe aici care să vrea să traverseze deșertul numai ca să vadă piramidele, spuse negustorul. Nu sunt decât un munte de pietre. Poți să-ți faci și tu una în bătătură. N-ați visat niciodată să călătoriți? Bătrânul rămase o vreme tăcut, apoi spuse, Profetul ne-a dat Coranul și nu ne-a lăsat decât 5 porunci ca să le urmăm în viață. Cea mai importantă e următoarea. Există un singur Dumnezeu. Celelalte sunt să ne rugăm de 5 ori pe zi, să postim în luna Ramadanului, să-i miluim pe săraci. Și care este a 5-a poruncă? Întrebă băiatul. Acum 2 zile mi-ai spus că n-am visat niciodată să călătoresc, răspunse negustorul. A 5-a poruncă pentru oricare musulman este să facă o călătorie. Trebuie să mergem măcar o dată în viață în orașul sfânt Mecca. De ce nu mergi acum la Mecca? Întrebă flăcăul. Pentru că Mecca mă ține în viață. Mă face să suport toate zilele astea neschimbate, vasele astea tăcute pe rafturi, prânzul și cina în taverna aia oribilă. Mi-e frică să-mi împlinesc visul și pe urmă să nu mai am niciun motiv să trăiesc. Tu trăiești cu visul oilor și al piramidelor. Ești deosebit de mine pentru că dorești să-ți realizezi visurile. Eu nu vreau decât să visez la Mecca. Flăcăul se deșteptă înainte de răsăritul soarelui. Trecuseră 11 luni și 9 zile de când călcase pentru prima oară pe continentul african. Se îmbrăcă cu veșmintele lui arabe de in alb, cumpărate special pentru ziua aceea. Își așeză vălul pe cap, fixându-l cu un inel făcut din piele de cămilă. Își încălță sandalele noi și coborâ fără niciun zgomot. Azi plec. Binecuvântează-mă, îi mai ceru băiatul. Dumneata m-ai ajutat. Sunt mândru de tine, spuse. Ai adus suflet în prăvălia mea de cristaluri. Dar să știi că eu nu mă duc la Mecca. La fel cum știu că tu n-o să cumperi iar oi. Cine ți-a spus asta? Întrebă flăcăul speriat. Maktub, rosti simplu bătrânul negustor de cristaluri. Și-l binecuvântă. Plecă fără a-și lua rămas bun de la negustorul de cristaluri. Își aminti că unul dintre furnizorii negustorului aducea cristalurile în caravane care străbăteau deșertul. Englezul ședea într-o hardughie mirosind a animale, sudoare și praf. Hărăbaia nu se putea chema depozit, abia dacă era un șopron. Toată viața m-am chinuit ca să ajung să trec printr-un loc ca ăsta, gândi în timp ce răsfoia distrat o revistă de chimie. 10 ani de studiu să mă conducă la grajd. Dar trebuia să meargă mai departe. Trebuia să creadă în semne. Toată viața lui, toate studiile le dedicase căutării limbajului unic pe care îl vorbea universul. Cheltuise deja o parte din averea moștenită de la tatăl lui în căutarea zadarnică a pietrei filozofale. Frecventase cele mai bune biblioteci din lume și își cumpărase cărțile cele mai importante și mai rare despre alchimie. Într-una dintre ele descoperi că, în urmă cu mulți ani, un faimos alchimist arab vizitase Europa. Se spunea că număra peste 200 de ani, că descoperise piatra filozofală și elixirul vieții lungi. Englezul rămăsese impresionat de povestire, dar totul ar fi rămas doar o legendă
dacă un prieten de-al lui, când s-a întors dintr-o expediție arheologică din deșert, nu i-ar fi povestit despre un arab înzestrat cu puteri extraordinare. Locuiește în oaza Al-Fayum, i-a spus prietenul, iar oamenii spun că are 200 de ani și că știe să transforme orice metal în aur. Un tânăr arab, încărcat cu o mulțime de cufere, intră în adăpostul unde era englezul și îl salută. Unde mergeți? Întrebă tânărul arab. În deșert, răspunse englezul și-și continuă lectura. Flăcăul scoase pe Urim și pe Turim din buzunar și începu să se joace cu ele. Străinul strigă deodată, un Urim și un Turim! Flăcăul vârâ iute pietrele în buzunar. Nu-s de vânzare, zise. Poate că și ăsta este un semn, spuse englezul, parcă gândind cu voce tare. Cine v-a spus despre semne? Interesul flăcăului creștea văzând cu ochii. Totul în viață este numai semne, a spus englezul, închizând de data aceasta revista pe care o citea. Universul este creat într-o singură limbă pe care toată lumea o înțelege, dar acum a uitat-o. Eu caut acest limbaj universal pe lângă alte lucruri. De aceea sunt aici, pentru că trebuie să întâlnesc un om care cunoaște acest limbaj universal, un alchimist. Îl întrebă dacă și el mergea în căutarea alchimistului. Eu sunt în căutarea unei comori, răspunse băiatul, dar se căi imediat. Într-un fel, și eu tot asta caut. Caravana și-a început drumul spre apus. Flăcăul vorbea puțin cu englezul, care își petrecea mai tot timpul cu cărțile. Într-o noapte, englezul nu reușea să închidă ochii. Îl chemă pe flăcău și începură să se plimbe peste dunele din apropierea taberei. Era o noapte cu lună plină și flăcăul îi depănă englezului povestea vieții lui. Englezul a fost fascinat de felul cum a înflorit prăvălia imediat ce băiatul a început să lucreze acolo. Acesta este principiul care unește toate lucrurile, spuse el. În alchimie se numește sufletul lumii. Când dorești ceva din toată inima, te afli mai aproape de sufletul lumii. Este totdeauna o forță pozitivă. Tot ce este pe fața pământului se transformă neîncetat, pentru că pământul este viu și are suflet. Noi suntem parte a acestui suflet și rare ori știm că el lucrează mereu în favoarea noastră. Dar dumneata trebuie să înțelegi că în prăvălia de cristaluri până și paharele lucrau pentru reușita dumitale. Asta este magia semnelor, continuă băiatul. Am văzut cum citesc călăuzele semnele deșertului și cum vorbește sufletul caravanei cu sufletul deșertului. După vreme-i veni rândul englezului să vorbească. Trebuie să dau mai mult atenție caravanei, spuse într-un târziu. Dar eu trebuie să citesc cărțile dumneavoastră, răspunse flăcăul. Într-o bună zi, flăcăul înapoie cărțile englezului. Așadar, ai învățat multe lucruri, întrebă celălalt plin de curiozitate. Am învățat că lumea are un suflet și cine va înțelege acest suflet, va înțelege limbajul lucrurilor. Am învățat că mulți alchimiști și-au trăit legenda personală și-au ajuns să descopere sufletul lumii, piatra filozofală și elixirul. Dar mai ales am învățat că lucrurile acestea sunt atât de simple încât pot fi scrise pe un smarald. Întoarce-te la caravana ta, zise el. Flăcăul contemplă din nou tăcerea deșertului și nisipul ridicat de animale. Fiecare are felul lui de a învăța, își repeta el. Felul lui nu este și al meu. Felul meu nu e și al lui. Dar
Amândoi suntem în căutarea legendei noastre personale și pentru asta eu îi port respect. Nou veniți au fost imediat duși în fața șefilor de triburi din Alfayum. Flăcăul nu-și putea crede ochilor. În loc să fie o fântână înconjurată de câțiva palmieri, cum citise cândva într-o carte de istorie, oaza era dimpotrivă, mult mai mare decât multe sate din Spania. Avea 300 de fântâni, 50.000 de curmali și o mulțime de corturi colorate răspândite printre ei. Parcă am fi în 1001 de nopți, îi spuse englezului, care era nerăbdător să dea cât mai repede ochii cu alchimistul. L-am căutat toată dimineața, spuse în timp ce îl trăgea pe Flăcău afară. Am nevoie de ajutor ca să descoper unde stă alchimistul. În sfârșit apăru o fată care nu era îmbrăcată în negru. Ducea un ulcior pe umăr, iar capul îi era acoperit cu un văl, dar avea fața descoperită. Flăcăul s-a apropiat pentru a o întreba de alchimist. Și atunci a fost ca și cum timpul s-a oprit în loc, iar sufletul lumii ar fi apărut cu toată vigoarea în fața Flăcăului. Când i-a privit ochii negri, buzele nehotărâte între zâmbet și tăcere, a înțeles că cea mai importantă și mai înțeleaptă parte a limbajului pe care îl vorbea lumea era aceea care făcea ca toți pământenii să-și înțeleagă inimile. Și asta se chema iubire, un lucru mai vechi decât oamenii și decât însuși deșertul, care totuși răsărea mereu cu aceeași forță oriunde două perechi de ochi se întâlneau cum se întâlniseră acelea două în fața fântânii. Buzele s-au hotărât în sfârșit să zâmbească și acela era un semn, un semn pe care el îl așteptase fără să știe atâta timp din viața lui, pe care îl căutase între oi și prin cărți, în cristaluri și în liniștea deșertului. Acela era limbajul pur al lumii, fără explicații, pentru că universul nu avea nevoie de explicații ca să-și continue drumul în nesfârșit. Tot ce înțelegea Flăcăul în clipa aceea era că se află în fața femeii vieții lui și, fără să fie nevoie de cuvinte, și ea trebuia să știe asta. Era mai sigur de asta ca de orice altceva pe lume, chiar dacă părinții lui și părinții părinților lui i-ar fi spus că se cuvenea mai întâi să faci curte, să fii logodit, să cunoști bine fata și să ai bani și abia pe urmă să te căsătorești. Cine spunea asta, poate că n-a cunoscut niciodată limbajul universal, fiindcă atunci te cufunzi în el. Totdeauna e ușor să înțelegi că pe lume există o persoană care o așteaptă pe cealaltă, fie în mijlocul deșertului, fie în mijlocul marilor orașe. Și când viețile unor asemenea oameni se întretaie și ochii li se întâlnesc, orice trecut și orice viitor își pierd importanța. Și rămâne numai acel moment și acea certitudine incredibilă că toate lucrurile sub soare sunt scrise de aceeași mână. O mână care trezește dragostea și care face un suflet geamăn pentru fiecare om care muncește, se odihnește și caută comor sub soare. Fără asta, n-ar avea nicio noimă visurile omenirii. Cum te cheamă? A întrebat-o. Mă cheamă Fatima, spuse fata lăsând privirea în jos. E un nume pe care unele femei îl poartă și pe meleagurile de unde vin eu. Este numele fiicei profetului, spuse Fatima. Războinicii l-au adus până aici. Fata, gingașă, vorbea de războinici cu mândrie. Lângă ea, englezul insista, așa că Flăcăul întrebă despre
omul care vindeca toate bolile. E un om care cunoaște tainele lumii. Vorbește cu ginii deșertului, spuse ea. Ginii erau demoni, iar fata arătă spre sud, spre locul unde acel bărbat ciudat locuia. Apoi își umplu ulciorul și plecă. Englezul plecă și el să-l caute pe alchimist. Flăcăul rămase multă vreme așezat lângă fântână, înțelegând că într-o zi levantul îi așternuse pe obraz parfumul acelei femei și că o iubea înainte chiar de a ști că există și că iubirea pentru ea îi va aduce toate comorile din lume. Curând după ce englezul plecă, Fatima a venit să ia apă cu ulciorul. Am venit să spun un lucru simplu, vorbi flăcăul. Vreau să fii nevasta mea. Te iubesc. Fata lăsă apa să-i se verse din ulcior. O să te aștept în fiecare zi aici. Am traversat deșertul în căutarea unei comori care se găsește lângă piramide. Războinicii își caută comorile, spuse fata ca și cum ar fi ghicit gândurile flăcăului. Iar femeile deșertului sunt mândre de războinicilor. Flăcăul îi auzea vocea și o găsea mai frumoasă decât foșnetul vântului în frunzișul curmalilor. E mult de când vin aici la fântână să te aștept. Nu reușesc să-mi mai amintesc de trecutul meu, de tradiție, de felul în care bărbații doresc să se poarte femeile din deșert. De când eram copil, visam că deșertul o să-mi facă cel mai frumos cadou din viața mea. Acest cadou a sosit în sfârșit și acela ești dumneata. Flăcăul vrut să ia mâna fetei, dar Fatima ținea ulciorul. Mi-ai vorbit de visele tale, de bătrânul rege și de comoară. Mi-ai vorbit despre semne. Acum nu mai mi-e frică de nimic, pentru că aceste semne mi te-au adus. Iar eu sunt parte din visul tău, din legenda personală, cum îi spui tu. De aceea vreau să-ți urmez drumul pentru care ai plecat. Dacă trebuie să aștept sfârșitul războiului, foarte bine, dar dacă trebuie să mergi înainte, du-te spre legenda ta. Dunele se schimbă după vânt, dar deșertul rămâne același. Așa va fi și cu iubirea noastră. Dacă eu sunt parte din legenda ta, înseamnă că te vei întoarce într-o bună zi. Fatima era o femeie a deșertului și dacă ar fi putut cineva să-l învețe asta, atunci numai deșertul putea. Poate că deșertul ar putea să explice iubirea fără posesiune. Când iubești, lucrurile capătă un sens și mai adânc, gândi. Deodată un erete se repezi spre cer și apoi plonjă rapid, atacându-l pe celălalt. Când a făcut mișcarea aceasta, flăcăul a avut o viziune fulgerătoare. O armată cu săbile scoase năvălea în oază. Viziunea dispăru imediat, dar el se cutremură. Flăcăul se gândi la Fatima și se hotărâ să meargă la șefii de triburi. Aduc semne din deșert, îi spuse paznicului care stătea la ușa imensului cort alb din mijlocul oazii. Vreau să fiu primit de căpetenii. Cine este străinul care vorbește de semne? Întrebă unul dintre șefi privindu-l. Eu sunt, răspunse și povesti tot ce văzuse. Și de ce ar povesti deșertul toate astea unui străin, când știe că noi suntem aici de mai multe generații, zise alt șef de trib. Fiindcă ochii mei nu s-au obișnuit încă cu deșertul, răspunse flăcăul, și eu pot să văd lucruri pe care ochii prea deprinși cu ele nu reușesc să le vadă. Oaza tocmai începea să fie luminată de luna plină când ieși băiatul. Avea de mers 20 de minute până la cortul lui, și plecă într-acolo. Deodată auzi o bubuitură și fu aruncat la pământ de forța unui vânt pe care nu-l cunoștea. Locul se umplu de praf care aproape că acoperi luna. În fața lui, un enorm cal alb se cabra scoțând un nechezat
îngrozitor. Pe cal stătea un călăreț îmbrăcat în negru, cu un șoim pe umărul stâng. Purta turban și un văl care îi ascundea toată fața, lăsând să se vadă numai ochii. Straniul cavaler scoase spada enormă și curbată pe care o purta prinsă la șa. Oțelul străluci în lumina lunii. Cine a îndrăznit să citească zborul ereților? Întrebă cu o voce răsunătoare încât ecoul ei se auzi parcă printre cei 50.000 de curmali din Al-Fayum. Eu, răspunse flăcăul, eu am îndrăznit. Repetă flăcăul și-și plecă ușor capul ca să primească lovitura spadei. Dar spada nu coborî imediat. Mâna străinului se lăsă încet până ce vârful oțelului atinse fruntea flăcăului. Era așa de ascuțită încât țâșni o picătură de sânge. De ce-ai citit zborul păsărilor? N-am citit decât ce voiau păsările să povestească. Ele vor să salveze oaza și voi o să pieriți. Oaza are mai mulți oameni decât voi. Cine ești tu să schimbi voința lui Allah? Allah a făcut oștirile, dar tot el a făcut și păsările. Allah mi-a dezvăluit limba păsărilor. Totul a fost scris de aceeași mână, spuse flăcăul. Ai grijă cu prezicerile, spuse străinul. Când lucrurile sunt deja scrise, n-ai cum să le eviți. Eu n-am văzut decât o armată, spuse flăcăul. Nu am văzut rezultatul bătăliei. Cavalerul păru mulțumit de răspuns, dar continua să țină spada în mână. Ce caută un străin pe pământuri străine? Îmi caut legenda personală, ceva ce n-o să înțelegeți niciodată. Trebuia să-ți încerc vitejia, spuse străinul. Curajul este darul cel mai de preț pentru cine caută limbajul lumii. Dacă vin războinicii și încă vei mai avea capul pe umeri după apusul soarelui, să mă cauți, zise străinul. Aceeași mână care ținuse spada își făca acum un bici. Calul se cabră din nou, ridicând alb nor de praf. Dar unde locuiți? Strigă flăcăul în timp ce călărețul se depărta. Mâna cu biciul arătă spre sud. Flăcăul îl întâlnise pe alchimist. A doua zi în zori erau 2000 de bărbați înarmați printre curmalii din Al-Fayum. Călăreții au pătruns în oază prin partea de nord. Părea o expediție pașnică, dar toți ascundeau arme sub mantile albe. Când au ajuns aproape de marele cort din centrul oazei Al-Fayum, au scos iataganele și puștile și au atacat un cort gol. Șeful de trib l-a chemat pe flăcău și i-a dat 50 de monede de aur. Apoi a reamintit povestea lui Iosif din Egipt și i-a cerut să fie sfetnicul oazei. Când soarele a apus pe deplin și primele stele au început să apară, nu străluceau prea tare pentru că era lună plină, flăcăul porni spre sud. Nu era decât un cort și câțiva arabi care treceau pe acolo spuneau că locul era plin de gini. Flăcăul însă se așeză și se puse pe așteptat. Alchimistul apăru când luna era sus pe cer. Avea 2 ereți morți pe umăr. Iată-mă, aici sunt, spuse flăcăul. Nu trebuia să fie aici, răspunse alchimistul. Sau legenda ta personală era să ajungi aici? Este război între clanuri. Nu este posibil să traversez deșertul. De ce ați vrut să mă vedeți? Întrebă flăcăul. Din cauza semnelor, răspunse alchimistul. Vântul mi-a dat de știre că o să vii și că ai nevoie de ajutor. Nu eu, e celălalt străin, englezul. El vă căuta. El trebuie să găsească alte lucruri înainte de a mă întâlni. Dar e pe drumul cel bun.
s-a apucat să privească deșertul. Și eu, când îți dorești un lucru, tot universul conspiră să-ți realizezi visul, spuse alchimistul, repetând cuvintele bătrânului rege. Flăcăul înțelese. Altcineva apăruse în drumul lui pentru a-l conduce spre legenda lui personală. Noaptea următoare, Flăcăul veni cu un cal la cortul alchimistului. Curând apăru și acesta, călare pe cal și cu șoimul pe umărul stâng. Arată-mi unde e viața din deșert, spuse alchimistul. Numai cine găsește viață poate descoperi comori. Nu pot să găsesc viață în deșert, spuse Flăcăul. Știu că există, dar nu reușesc să o descopăr. Viața atrage viață, răspunse alchimistul. Flăcăul înțelese. În scurt timp scoase căpăstrul calului și acesta porni liber peste pietre și nisip. Deodată, într-un loc unde nu mai fusese niciodată, Flăcăul văzu cum calul se oprește. Aici există viață, îi spuse Flăcăul alchimistului. Nu cunosc limbajul deșertului, dar calul meu cunoaște limbajul vieții. Te voi călăuzi prin deșert, spuse alchimistul. Vreau să rămân în oază, răspunse Flăcăul. Am întâlnit-o pe Fatima, iar ea pentru mine înseamnă mai mult decât comoara. Fatima este o femeie a deșertului, spuse alchimistul. Știe că bărbații trebuie să plece pentru a putea să se întoarcă. Ea și-a găsit comoara. Pe tine. Acum așteaptă ca tu să găsești ceea ce cauți. Și dacă mă hotărăsc să rămân? Vei fi sfednicul oazei. Ai aur destul ca să cumperi multe oi și multe cămile. Te vei însura cu Fatima și veți trăi fericiți în primul an. Vei învăța să iubești deșertul și vei cunoaște fiecare din cei 50.000 de curmali. Vei observa cum cresc, dezvăluind o lume care se schimbă mereu. Și vei înțelege din ce în ce mai mult semnele, pentru că deșertul este un magistru mai bun ca toți. În al doilea an îți vei aminti că există o comoară. Semnele vor începe să vorbească insistent despre asta și tu vei încerca să le treci cu vederea. Îți vei folosi cunoștințele numai pentru binele oazei și al locuitorilor ei. Șefii de triburi îți vor mulțumi pentru asta. Cămilele îți vor aduce bogăție și putere. În al treilea an, semnele vor continua să-ți vorbească despre comoară și despre legenda personală. O să stai nopți în șir, rătăcind prin oază, iar Fatima va deveni o femeie tristă pentru că a făcut ca drumul tău să fie întrerupt. Dar îi vei dărui iubire și ea îți va răspunde cu iubire. Îți vei aminti că ea nu ți-a cerut niciodată să rămâi, fiindcă o femeie a deșertului știe să-și aștepte bărbatul. De asta nu o să-i găsești nicio vină. Dar vei umbla multe nopți prin nisipul deșertului și printre curmali, gândindu-te că poate ai fi putut să-ți urmezi calea, să te încrezi mai mult în iubirea ta pentru Fatima. În al patrulea an, semnele te vor părăsi, pentru că n-ai vrut să-l asculți. Șefii de triburi vor înțelege asta și vei fi destituit din sfat. În acel moment, vei fi devenit un negustor bogat, cu multe cămile și multe mărfuri. Și nu vei înțelege că iubirea nu-l împiedică niciodată pe un om să-și urmeze legenda personală. Iar când se întâmplă asta, este pentru că nu era iubirea adevărată, aceea care vorbește limbajul lumii. Merg cu dumneavoastră, spuse Flăcăul. Și deodată își simți inima împăcată. Plecăm mâine în zori, înainte de răsăritul soarelui. Fu singurul răspuns al alchimistului. Flăcăul își petrecu toată noaptea treaz. Cu 2 ore înainte de răsăritul soarelui, îl trezi pe unul dintre băieții care dormeau în cort și îi ceru să-i arate unde locuia Fatima.
Am să plec, spuse el, și vreau să știi că mă voi întoarce. Eu te iubesc pentru că nu spune nimic, îl întrerupse Fatima. Iubești pentru că iubești. Nu există niciun motiv să iubești. Dar flăcăul continua. Eu te iubesc pentru că am avut un vis. Am întâlnit un rege. Am vândut cristaluri. Am traversat deșertul. Clanurile l-au declarat război și am fost la o fântână pentru a afla unde stătea un alchimist. Eu te iubesc pentru că tot universul a contribuit ca eu să ajung la tine. Cei doi s-au îmbrățișat. Era prima oară când trupurile li se atingeau. Mă voi întoarce, repetă flăcăul. Înainte priveam deșertul cu dorință, spuse Fatima. Acum o voi face cu speranță. Tatăl meu a plecat într-o zi, dar s-a întors la mama și continuă să se întoarcă mereu. După 7 zile de drum, alchimistul hotărâ să facă popas mai devreme decât de obicei. Șoimul plecă la vânătoare, iar el scoase bidonul de apă și-l oferi flăcăului. Ești aproape de sfârșitul călătoriei, spuse alchimistul. Felicitările mele pentru că ți-ai urmat legenda personală. Iar dumneavoastră m-ați călăuzit în tăcere, răspunse flăcăul. Credeam că mă veți învăța ce știți. Nu există decât un singur fel de a învăța, replică alchimistul. Prin acțiune. Călătoria te-a învățat tot ce trebuia să știi. Nu mai lipsește decât un lucru. De ce vi se spune alchimistul? Pentru că asta sunt. Și ce era greșit la ceilalți alchimiști care căutau aur și nu reușeau să-l obțină? Nu căutau decât aur, îi răspunse însoțitorului. Căutau comoara legendei lor personale, fără să dorească să-și trăiască propria legendă. Cufundă-te în deșert. Este la fel de bun pentru a înțelege lumea ca oricare alt lucru de pe fața pământului. Nu ai nevoie să înțelegi deșertul. Este de ajuns să privești un simplu grăunte de nisip și vei vedea în el toate minunile creației. Cum să fac să mă cufund în deșert? Ascultă-ți inima, ea cunoaște totul, pentru că a venit din sufletul lumii și într-o zi se va întoarce în el. Mai merseră în tăcere încă 2 zile. De ce trebuie să ne ascultăm inima? Întrebă flăcăul când se opriră în acea zi. Pentru că acolo unde este ea, acolo va fi și comoara ta. Inima mea e agitată, spuse flăcăul. Asta e bine, inima ta e vie. Ascultă în continuare tot ce are să-ți spună. În următoarele 3 zile, cei doi s-au întâlnit cu câțiva războinici și i-au văzut pe alții la orizont. Inima flăcăului începu să vorbească despre frică. Inima mea e înșelătoare, îi spuse flăcăul alchimistului când s-a oprit să-și odihnească puțin cai. Nu vrea ca eu să merg mai departe. Asta e bine, răspunse alchimistul. Dovedește că inima ta e vie. Este normal să-ți fie frică să dai pentru un vis tot ce-ai căpătat până acum. Atunci, pentru ce trebuie să-mi ascult inima? Pentru că niciodată nu vei reuși să o faci să tacă. Și chiar dacă te prefaci că nu asculți ce spune, ea va sta în pieptul tău repetând mereu tot ce crede despre viață și lume. Și dacă e înșelătoare? Înșelăciunea este o lovitură neașteptată. Dacă îți cunoști bine inima, niciodată nu va reuși asta. Pentru că tu îi vei cunoaște visele și dorințele și vei ști ce să faci cu ele. Nimeni nu reușește să fugă de propria inimă. De aceea, e mai bine să asculți ce spune,
pentru ca niciodată să nu vină o lovitură pe care nu o aștepți. Inimii mele îi este frică de suferință, îi spuse flăcăul alchimistului într-o noapte când priveau cerul fără lună. Spune-i că frica de suferință este mai rea decât suferința însăși și că nicio inimă nu a suferit când a plecat în căutarea visurilor ei, pentru că fiecare moment de căutare este un moment de întâlnire cu Dumnezeu și cu veșnicia. De ce inimile nu spun oamenilor că trebuie să-și urmeze visele? Îl întrebă flăcăul pe alchimist. Pentru că, în cazul acesta, inima suferă cel mai mult, iar inimilor nu le place să sufere. Începând din ziua aceea, flăcăul și-a ascultat inima. Toată noaptea aceea stătu de vorbă cu alchimistul, iar alchimistul înțelese că inima flăcăului se întorsese către sufletul lumii. Ce să fac acum? Întrebă flăcăul. Continuă-ți drumul spre piramide, spuse alchimistul, și fii atent la semne. Acum inima ta este în stare să-ți arate comoara. Asta este ceea ce trebuia să știu? Nu, răspunse alchimistul. Ceea ce trebuie să afli este următorul lucru. Înainte să împlinească un vis, totdeauna sufletul lumii hotărăște să pună la încercare tot ce visătorul a învățat pe parcurs. A doua zi a apărut primul semn concret de primejdie. Trei războinici s-au apropiat și au întrebat ce făceau cei doi acolo. Am venit la vânătoare cu șoimul, răspunse alchimistul. Trebuie să vă controlăm ca să vedem dacă nu aveți arme, spuse unul dintre războinici. Alchimistul descălecă fără grabă. Flăcăul făcu același lucru. La ce-ți trebuie atât bănet? Întrebă războinicul când văzu punga flăcăului. Ca să ajung în Egipt, răspunse el. Paznicul, care îl controla pe alchimist, găsi un flacon mic de cristal plin cu un lichid și un ou de sticlă gălbuie, ceva mai mare decât oul de găină. Ce sunt astea? Întrebă paznicul. Sunt piatra filozofală și elixirul de viață lungă. Sunt marea operă a alchimiștilor. Cine va bea din acest elixir nu va mai cunoaște boala, și o fărâmă din această piatră transformă orice metal în aur. Soldații au râs cu poftă, iar alchimistul râse și el. Găsiseră răspunsul foarte caragios, așa că îi lăsară să plece fără nicio piedică cu toate lucrurile lor. Sunteți nebun? Întrebă flăcăul pe alchimist după ce se depărtase rândeajuns. De ce ați făcut asta? Ca să-ți arăt o simplă lege a lumii acesteia. Când ne aflăm în fața marilor comori, nu le vedem niciodată. Și știi de ce? Pentru că oamenii nu cred în comori. În sfârșit, când au început să traverseze niște munți care se întindeau de-a lungul țării, alchimistul spuse că mai aveau două zile până să ajungă la piramide. Dacă ne despărțim curând, spuse flăcăul, învățați-mă alchimia. O știi deja. Înseamnă să pătrunzi în sufletul lumii și să descoperi comoara pe care ne-a rezervat-o. Soarele începuse să coboare când inima flăcăului dădu semnalul de pericol. Se aflau în mijlocul unor dune uriașe și flăcăul îl privi pe alchimist, dar acesta părea că nu a observat nimic. 5 minute mai târziu, flăcăul zări 2 călăreți în fața lui cu siluetele proiectate contra luminii. Până să apuce să-i spună ceva alchimistului, cei 2 călăreți se transformară în 10, apoi 100, până ce dunele uriașe au fost năpădite de ei. Erau războinici îmbrăcați în albastru, cu o tiară neagră peste turban. Aveau fețele acoperite de un văl tot albastru, lăsând să se vadă numai ochii. Chiar de la depărtare, ochii lăsau să se vadă forța sufletelor lor, iar ochii vorbeau despre moarte.
i-au dus pe cei doi la o tabără militară din apropiere. Aceștia sunt spionii, spuse unul dintre oameni. Nu suntem decât călători, răspunse alchimistul. Ați fost văzuți în tabăra inamică acum 3 zile și ați stat de vorbă cu unul dintre războinici. Sunt un om care călătorește prin deșert și cunoaște stelele, zise alchimistul. Nu am informații despre trupe sau despre mișcările clanurilor. Mi-am călăuzit prietenul până aici. Cine e prietenul dumitale? Întrebă comandantul. Un alchimist, răspunse alchimistul. Cunoaște forțele naturii și vrea să-i arate comandantului puterile lui extraordinare. Flăcăul asculta în tăcere și cu frică. Ce face un străin pe pământ străin? Întrebă altul. A adus bani ca să-i ofere clanului acestuia, răspunse alchimistul înainte ca flăcăul să deschidă gura și, luând punga flăcăului, dădu banii generalului. Arabul îi luă în tăcere. Ajungeau să cumpere multe arme. Ce e acela un alchimist? Întrebă în cele din urmă. Un om care cunoaște natura și lumea. Dacă vrea, poate distruge tabăra aceasta numai cu forța vântului. Vreau să văd, spuse generalul. Avem nevoie de 3 zile. El se va preschimba în vânt numai pentru a-și arăta puterile. Dacă nu reușește, noi vă oferim cu umilință viețile noastre spre gloria clanului vostru. Nu-mi poți oferi ceea ce este deja al meu, spuse arogant generalul, dar le acordă călătorilor răgazul celor 3 zile cerute. Prima zi a trecut. A fost o bătălie crâncenă în apropiere și mai mulți răniți au fost aduși în tabără. Nimic nu se schimbă cu moartea, gândi flăcăul. Războinicii care mureau erau înlocuiți de alții și viața curgea mai departe. La sfârșitul zilei, flăcăul îl căută pe alchimist. Acesta își ducea șoimul în deșert. Nu știu să mă transform în vânt, repetă flăcăul. Amintește-ți de ce ți-am spus. Lumea este numai partea vizibilă a lui Dumnezeu. Alchimia înseamnă să aduci în plan material perfecțiunea spirituală. A doua zi, flăcăul se duse pe o stâncă înaltă, aproape de tabără. Santinelele l-au lăsat să treacă, auziseră deja de vrăjitorul care se transformă în vânt și nu voiau să aibă de-a face cu el. În plus, deșertul era un zid uriaș de netrecut. A stat toată după amiaza celei de-a doua zile privind deșertul. Și-a ascultat inima, iar deșertul i-a ascultat frica. Amândoi vorbeau aceeași limbă. A treia zi generalul își strânse principalii comandanți. Să-l vedem pe puștiu care se preschimbă în vânt, îi spuse generalul alchimistului. Să-l vedem, răspunse alchimistul. Băiatul îi conduse până la locul unde fusese în ajun. Acolo le ceru tuturor să șadă. O să dureze puțin, spuse flăcăul. Nu ne grăbim, răspunse generalul. Suntem oameni ai deșertului. Flăcăul începu să privească orizontul. Astăzi ce-ți mai dorești? Întrebă deșertul. Nu ne-am privit destul înainte? Într-un anume loc, tu o păstrezi pe ființa pe care eu o iubesc, spuse flăcăul, și atunci când îți privesc nisipurile, o privesc și pe ea. Vreau să mă întorc la ea și pentru asta am nevoie de ajutorul tău ca să mă transform în vânt. Ce înseamnă iubire? Întrebă deșertul. Iubire este atunci când șoimul zboară peste nisipurile tale. Pentru el, tu ești un câmp verde de pe care nu s-a întors niciodată fără vânat. El îți cunoaște stâncile, dunele, munții și tu ești generos cu el. Asta e iubirea.
este ceea ce face ca vânatul să devină șoim, șoimul să devină om și omul din nou deșert. Este ceea ce face ca plumbul să se transforme în aur, iar aurul din nou să se ascundă sub pământ. Nu-ți înțeleg cuvintele, zise deșertul. Atunci înțelege măcar că într-un loc de pe nisipurile tale o femeie mă așteaptă și pentru asta trebuie să mă transform în vânt. Deșertul rămase tăcut câteva clipe. Eu îți dau nisipurile mele pentru ca vântul să poată sufla, dar singur nu pot face nimic. Cere ajutor vântului. O briză ușoară începu să sufle. Comandanții îl priveau pe Flăcău de departe, vorbind o limbă pe care nu o cunoșteau. Alchimistul zâmbea. Vântul ajunse aproape de Flăcău și i-atinse fața. Ascultase discuția cu deșertul pentru că vântul știe întotdeauna tot. Străbate lumea fără un loc anume de naștere, fără un loc unde să moară. Ajută-mă, îi spuse Flăcăul vântului. Într-o zi mi-ai adus vocea iubitei mele. Când hoinăream prin lume, am observat că mulți oameni vorbeau de iubire privind spre cer, spuse vântul furios că trebuia să-și recunoască limitele. Poate că ar trebui să întreb cerul. Atunci ajută-mă, zise Flăcăul. Umple locul ăsta de praf pentru ca eu să pot privi soarele fără să mă orbească. Vântul sufla atunci cu toată puterea și cerul se umplu de nisip, lăsând doar un disc aurit în loc de soare. Vântul mi-a spus că știi ce este iubirea, se adresă Flăcăul soarelui. Dacă cunoști iubirea cu adevărat, cunoști și sufletul lumii, care e făcut din iubire. De aici, de unde mă aflu, spuse soarele, pot vedea sufletul lumii. El comunică cu sufletul meu și amândoi împreună facem să crească plantele și să umble oile în căutarea umbrei. De aici, de unde mă aflu și sunt foarte departe de lume, am învățat să iubesc. Va să zică, știi ce este iubirea, spuse Flăcăul, și cunosc și sufletul lumii, pentru că am stat mult de vorbă în călătoria asta fără sfârșit prin univers. El îmi spune că necazul lui cel mai mare este că până în ziua de azi numai mineralele și vegetalele au înțeles că totul e un singur lucru. Și pentru asta nu trebuie ca fierul să fie la fel cu cuprul, iar cuprul la fel cu aurul. Fiecare își are rolul lui în acest lucru unic și totul ar fi fost o simfonie a păcii dacă mâna care a scris totul s-ar fi oprit în a cincea zi a creației. Dar a existat și o a șasea zi, spuse soarele. Ești înțelept pentru că vezi totul de la distanță, răspunse Flăcăul, dar nu cunoști iubirea. Dacă n-ar fi existat a șasea zi a creației, n-ar fi existat omul și cuprul ar fi pentru totdeauna cupru, plumbul pentru totdeauna plumb. Soarele căzu pe gânduri și se hotărâ să strălucească mai tare. Vântul, căruia îi plăcuse discuția, suflă și el mai tare pentru ca soarele să nu-l orbească pe Flăcău. Și de ce spui că eu nu cunosc iubirea? Întrebă soarele. Pentru că iubirea nu înseamnă să fii nemișcat precum deșertul, nici să cutreieri lumea precum vântul, nici să privești totul de la distanță cum faci tu. Iubirea este forța care transformă și face ca sufletul lumii să fie mai bun. Când am pătruns în el pentru prima oară, am crezut că este perfect. Apoi am văzut că era o oglindă a tuturor ființelor și își avea
războaiele și patimile lui. Noi suntem aceia care hrănim sufletul lumii, iar pământul pe care trăim va fi mai bun sau mai rău, după cum noi vom fi mai buni sau mai răi. Aici intră în joc forța iubirii, fiindcă atunci când iubim, vrem totdeauna să fim mai buni decât suntem. Și ce vrei de la mine? Întrebă soarele. Să mă ajut să mă preschimb în vânt, răspunse flăcăul. Natura mă cunoaște drept cea mai înțeleaptă făptură, răspunse soarele. Dar nu știu cum să te preschimb în vânt. Atunci cu cine trebuie să vorbesc? Încearcă să stai de vorbă cu mâna care a scris totul, răspunse soarele într-un sfârșit. Vântul țipă de bucurie și suflă cu mai multă putere ca oricând. Corturile au fost mulse din nisip, iar animalele au rupt hățurile. Pe stâncă, oamenii se agățaseră unii de alții ca să nu fie aruncați cine știe unde. Flăcăul se întoarse spre mâna care scrisese totul. Dar în loc să vorbească ceva, simți că universul rămâne tăcut, așa încât tăcu și el. O forță a iubirii țâșni din sufletul lui și flăcăul începu să se roage. Era o rugăciune pe care nu mai spusese niciodată până atunci. Era o rugăciune fără cuvinte și fără nicio cerere. Nu mulțumea pentru oile care găsiseră un islaz, nici nu implora să vândă mai multe cristaluri, nici nu cerea ca femeia pe care o întâlnise să-i aștepte întoarcerea. În liniștea care urmă, flăcăul înțelese că deșertul, vântul și soarele căutau semnele pe care acea mână le scrisese și care încercau să-și împlinească menirea și să înțeleagă ce stătea scris pe un simplu smarald. Știa că acele semne erau răspândite pe pământ și în spațiu și că aparent nu aveau niciun rost, niciun temei și că nici deșerturile, nici vânturile, nici sorii și nici oamenii nu știau pentru ce fuseseră creați. Numai mâna aceea avea un motiv pentru toate astea. Și numai ea era în stare să săvârșească minuni, să transforme oceanele în deșerturi și oamenii în vânt. Pentru că numai ea înțelegea că un scop major împingea universul spre un punct unde cele 6 zile ale creației se vor transforma în marea operă. Flăcăul s-a cufundat în sufletul lumii și a văzut că sufletul lumii era o parte a sufletului lui Dumnezeu. Și a văzut că sufletul lui Dumnezeu era propriul lui suflet și că putea, deci, să facă minuni. Vântul simum suflă în ziua aceea cum n-o mai făcuse niciodată. Multe generații după aceea, arabii și-au povestit legenda unui flăcău care s-a transformat în vânt și a nimicit o tabără militară și a înfruntat puterea celui mai mare general din deșert. Când simumul s-a oprit, toți au privit spre locul unde se aflase flăcăul. Acesta nu mai era acolo. Stătea lângă o santinelă, îngropată aproape cu totul în nisip și care păzea, de fapt, cealaltă latură a taberei. Oamenii s-au înspăimântat de vrăjitorie. Numai doi zâmbeau. Alchimistul, pentru că își găsise adevăratul discipol, și generalul, pentru că discipolul înțelesese gloria lui Dumnezeu. A doua zi, generalul și-a luat rămas bun de la flăcău și de la alchimist și le-a dat o escortă care să-i însoțească până unde vor dori ei să meargă. Umblară toată ziua. Când se înseră, ajunseră lângă o mănăstire coptă.
Alchimistul trimise escorta înapoi și descălecă. De aici încolo, mergi singur. Nu mai sunt decât 3 ore până la piramide. Mulțumesc, răspunse Flăcăul. Domnia ta m-a învățat limbajul lumii. Eu ți-am amintit numai ceea ce știai deja. Flăcăul a umblat 2 ore și jumătate prin deșert, încercând să asculte atent ce anume îi spunea inima. Numai ea îi putea dezvălui locul exact unde era ascunsă comoara lui. Când tocmai începuse să suie o dună, dar exact în acel moment, inima îi susură la ureche: "E atent la locul unde vei plânge, pentru că în acel loc sunt eu și în acel loc se află comoara ta." Când, după câteva minute, ajunse pe creasta dunei, inima-i tresări. Luminate de lumina lunii pline și de albul deșertului, se ridicau, maestuoase și solemne, piramidele Egiptului. Flăcăul căzu în genunchi și plânse. Îi mulțumi lui Dumnezeu că a crezut în legenda lui personală și că a întâlnit într-o bună zi un rege, un negustor, un englez și un alchimist. Și mai ales pentru că a întâlnit o femeie a deșertului care l-a făcut să înțeleagă că iubirea nu-l va abate niciodată pe un om de legenda lui personal. Dar ajunsese la comoara lui și o operă este desăvârșită numai atunci când țelul este atins. Acolo, pe duna aceea, Flăcăul plânsese. Privind pământ și văzu că, acolo unde căzuseră lacrimile, se plimba un scarabeu. Cât timp petrecuse în deșert, învățase că, în Egipt, scarabeii erau simbolul lui Dumnezeu. Iată deci încă un semn. Și Flăcăul începu să sape după ce și-a dus aminte de negustorul de cristaluri. Nimeni n-ar reuși să aibă în ograda lui o piramidă, nici chiar dacă ar îngrămădi acolo pietre o viață întreagă. Toată noaptea Flăcăul a săpat în locul marcat, dar nu a găsit nimic. Din înălțimea piramidelor, secolele îl contemplau tăcute. Deodată, când încerca să scoată niște pietre ce apăruseră în cale, Flăcăul auzi niște pași. Câțiva oameni se apropiară de el. Stăteau cu luna în spate și Flăcăul nu le putea vedea nici ochii, nici chipurile. "Ce faci aici?" a întrebat una din umbre. Flăcăul nu răspunse, dar se simți înfricoșat. Trebuia să dezgroape o comoară. De aceea îi era frică. "Suntem refugiați de la războiul între clanuri," spuse altă umbră. "Trebuie să știm ce ascunzi acolo. Avem nevoie de bani." "Nu ascund nimic," spuse Flăcăul. Dar unul dintre ei îl tras afară din groapă. Altul începu să-l buzunărească și găsiră bucata de aur. "Are aur," a spus unul dintre tâlhari. Luna lumină fața celui care îl căuta prin buzunare și băiatul văzu moartea în ochii aceluia. "Trebuie să mai fie aur ascuns în pământ," spuse un altul, și l-au silit pe Flăcău să sape. Flăcăul săpă, dar nu era nimic acolo. Atunci începură să-l bată. L-au snopit până ce apărură pe cer primele raze de soare. Hainele îi erau sfâșiate și simțea că moartea era aproape. "Caut o comoară!" strigă Flăcăul într-un târziu și gura lui umflată și stâlcită de lovituri povesti tâlharilor că visase de 2 ori o comoară care era ascunsă lângă piramidele din Egipt. Cel care părea să fie șeful bandei rămase tăcut multă vreme. Apoi
îi spuse unuia dintre ei lui, lasă-l, nu mai are nimic, pe semne că a furat aurul ăsta. Nu o să mori, îi spuse, o să trăiești și o să înveți că omul nu poate fi așa de prost. Aici, în locul unde te afli, am avut și eu un vis repetat în urmă cu aproape 2 ani. Am visat că trebuia să merg pe câmpiile Spaniei, să caut o biserică în ruine unde ciobanii obișnuiau să doarmă cu oile și unde în sacristie creștea un sicomor și dacă săpam la rădăcina lui, aveam să găsesc o comoară ascunsă. Dar nu-s prost să străbat deșertul numai pentru că am avut același vis de 2 ori. Apoi plecă. Lăcăul se ridică cu greutate și mai privi odată spre piramide. Piramidele i-au zâmbit și el le întoarse zâmbetul cu inima cuprinsă de fericire. Își descoperise comoara. Flăcăul se numea Santiago. Ajunse la mica biserică părăsită când aproape se lăsase noaptea. Sicomorul încă mai creștea în sacristie, iar prin acoperișul aproape năruit, încă se mai vedeau stelele strălucind. Își aminti că odată fusese aici cu oile și fusese o noapte liniștită, cu excepția visului. Acum nu mai avea turma. În schimb, luase cu el o sapă. A rămas multă vreme privind la cer. Apoi a scos din desagă o carafă cu vin și a băut. Și-a amintit de noaptea din deșert, când privise și acolo stelele și băuse vin cu alchimistul. Se gândi la drumurile lungi pe care le făcuse și la modul straniu în care Dumnezeu îi arătase comoara. Dacă nu credea în visele ce se repetă, nu întâlnea o țigancă, nici un rege, nici un tâlhar, nici. A dormi fără să-și dea seama și când se trezi, soarele era sus pe cer. Atunci începu să sape la rădăcina sicomorului. Vrăjitor bătrân, îi zise flăcăul, știai totul. Chiar mi-ai lăsat ceva aur ca eu să mă pot întoarce la biserica asta. Călugărul a râs când m-a văzut întorcându-mă în zdrențe. Nu puteai să mă scutești de asta? Nu, auzi el vântul care îi spunea, dacă ți-aș fi spus, n-ai fi văzut piramidele. Sunt foarte frumoase, nu-i așa? Era vocea alchimistului. Lăcăul zâmbi și continua să sape. O jumătate de oră mai târziu, sapa lovi în ceva tare. O oră mai târziu, avea înaintea-i un cufăr plin cu monede vechi de aur spaniole. Erau și pietre scumpe, măști de aur cu pene albe și roșii, idol de piatră încrustați cu diamante. Într-adevăr, viața este darnică pentru cine-și trăiește legenda personală, reflectă flăcăul. Atunci își aminti că trebuia să meargă la tarifa ca să dea țigăncii o zecime din tot ce avea. Ce deștepți sunt țiganii, se gândi el. Poate pentru că umblă atâta. Dar vântul începu să sufle. Era levantul, vântul care venea din Africa. Nu aducea mirezmele deșertului, nici amenințarea vreunei invazii a maurilor. Dimpotrivă, aducea un parfum pe care flăcăul îl cunoștea prea bine și boarea unui sărut pe care îl văzu plutind încet până ce se opri pe buzele lui. Flăcăul zâmbi. Era prima oară când ea făcea așa ceva. Vin, Fatima, spuse el.